Bogdan, alătură-te, pentru că lângă noi pe canapea este Mihai Găinușă. Salut! Salut, Mihai! Domnule, și bine ai venit, domnule, și de că nu ne-am mai văzut. Ne prefacem, dar ce bine areți! Ne prefacem că nu ne-am văzut până acum, da? Ne prefacem că nu ne-am văzut în pauză mai devreme. Da, știi vorba aia, omul cât trăiește învață? Așa e. Iată că și Găinușa la fel. Că mai trăiesc. Dar nu făceai parte din gașca mea, asta voiam să zic, apropo de prezentare. Eram colegi, nu eram... Era gașca lui Găinușa, așa se numea. Gașca lui Găinușa. Da, da, gașca era radioului, nu era mea. Deci, practic, am fost... Că eu nu știu dacă mă alegeam, da. Bunul meu prieten sau, de fapt, ce zic eu aici, dragul meu coleg. Am glumit, am glumit, nu, nicio problemă. V-am adus ceva înainte de a începe, pentru Lili. Ai o carte de la mine de... Imediat, așa. Imediat, că să mai lângă mine, da? Și să te pup. Nu știu, intru bine pe aici, intră, pe aici, nu mai intru. Contează. Mulțumesc tare mult, mă bucur să ne cunoaștem. Se duce la bibliotecă acum, gata, să citească. Lili nu mai știe, dar mă cunoaște deja, mai de mult timp, dar o să vorbim și despre asta. A, păi cu asta vreau să începem. Bogdan, mulțumesc frumos. Răpirea Parisiei, ce frumos sună. Da, e... ultima carte pe care am scris-o, sperăm că mai scriu și alta după ea. Păi, eu sunt foarte curios. Stai să o întreb pe Lili. Tu îți mai aduci aminte când de un pictorial pentru o revistă, când ai dat cățelușul pentru o copertă? Stați așa, că se pare că fără mine această emisiune nu poate continua. Nu știu ce zic. Ia zi-mi, dragul meu, Mihai. Așa, deci am dat cățelușul. Ai avut un cățeluș, nu? Am avut, da. Da, și a apărut o copertă, nu? Da, a apărut la un moment. Cu Andreea Raicu, la un moment dat. Așa, da, da, da. Da, da, și ai venit cu cățelușul la filmare, la shooting acolo, da. Și ne-am cunoscut. Nu, au trecut decât 250 de ani de atunci, dar asta nu contează. Vă țineți foarte bine amândoi. Ne ținem bine, da, da. Suntem cerați, da. Suntem cerați. Ce ai mai făcut în ultima vreme? În afară de cartea pe care ai scos-o. Da, păi fac o grămadă de chestii, mă rog. Ce zice omul, ca să nu fie invidiat, știi? Păi hai să începem așa, hai să începem cu ce se întâmplă acasă. Ce fac Ioana și ce fac copii? Băi, sunt foarte bine și Ioana și copii. Eva a crescut, are 18 ani anul ăsta. Wow! Da, termină, termină liceu, o să termină liceu, pleacă de acasă, pleacă la facultate. Și unde pleacă, ales undeva? Anglia, vrea să plece și... Și tati e mulțumit? Și dacă fata e mulțumită, tati e mulțumită oricum, să știi. Și vrea să se facă ceva pe biologie, medicină, deci n-are nicio treabă cu mine. Deci nu. Ceea ce e foarte bine din nou. Da, nu vă dați copiii media? O să piardă timpul. Nu-i dați la televizor. Numai că așa au zis și ai mei. Dar ție cum îți este ca moment să plece copilul departe? Băi, mi-e greu, dar o să mă mai duc pe la el pe acolo, adică nu scapă de mine. Da? Îți dai seama, facem vizită, o vacanță frumoasă în Londra. Da, aș prefera alte țări, da. Ce ai prefera? Păi, de exemplu, America de Sud. Am fost în America de Sud, am făcut trekking 200 de kilometri, am mers acum câțiva ani, mă urcam pe munți, chestii de-astea, Patagonia am văzut. Ce fac, de cât l-am dat ploioasă. Da. Andrei? Andrei e super ok, credeam că tu, că și pe el îl cheamă tot Andrei. Eu ziceam numele, de ce așa e? Andrei, să mă uit. Andrei e în clasa 6, are 12 ani. Măcar el merge în media să se apuce de... Sper că nu. Ai auzit, Andrei? Da, Andrei e mai mult pe calculator, dar ce copil nu e pe calculator în ziua de astăzi? Asta. Știi ce am citit? Acum că te-am prins, te-aș întreba. Mă bucur că ai citit. În primul rând, da. Să începem cu asta, da. Am citit. Știu că ai avut o perioadă în care erai atât de prins cu filmările, așa, și cu treaba, și mă interesează direct, că și eu sunt într-o perioadă foarte aglomerată, da. Încât ai pus munca înaintea familiei. Da, așa e, și mare greșeală am făcut, da. Încerc să nu mai fac asta. Despre momentul ăsta? Despre nașterea Evei? Da? Despre nașterea Evei, cred că era 2005? Da, da, păi Eva s-a născut în 2005 și noi filmam, aveam filmările marțea, că emisiunea era miercuri. Și Eva întârziase, trebuia să se, mă rog, să se nască pe cale naturală, dar a trebuit să facem cezariană, dar trebuia să o facem urgent. Și am rugat-o pe Ioana, zic, dacă se poate, nu marți, ci miercuri, că avem filmări marți și vreau să fiu și eu prezent. Ai programat nașterea în funcție de filmările tale. Și soția cum, ce a zis? Ce să mai zic? Mă pună cu soții. Nu cred că ar fi fost... Cred că de atunci îmi poartă ranchiună, cred. Asta că poate e influențat în bine numerologia. E incredibil. E incredibil, dar doar un om care e atât de prins de luni până vineri poate să înțeleagă ce înseamnă. Acum mai faci chestia asta? Adică simți că mai pui uneori munca înaintea familiei? Din păcate mai fac, dar nu cred că o să mai fac sacrificii de astea atât de mari. Asta e. Dacă...
Adică între a mă juca cu Andrei ce, dacă vrea să se joace cu mine, dacă iese din calculator și vrea să jucăm fotbal. Dacă te mai observă prin casă. Și a scrie ceva, aș prefera să mă să joc cu el fotbal. Păi până la proba contrarie poate să mai naște un copil și vedem atunci. Dacă se mai naște, poate l-adoptăm, să vedem, da. Da, stai că te-ai apucat. Deci tu aveai așa foarte mult timp liber, da, da. Și ai zis, da, mai fac eu un master în ceva. Asta, dar vorbești ca Ioana, ca nevastă mea. Tu ai foarte mult timp liber, mi-a zis soția. Nu, ei. Nu, am zis că, băi, la orice vârstă vine să înveți câte ceva, să-ți ții creierul în priză, să fii, eu știu, să fii acolo în rând cu timpurile, cu vremurile, așa. Și cu ocazia asta mai cunosc și oameni. Adică, na, am și colegi, nu suntem mulți, suntem doar 5 în an, în grupa noastră la scenaristică, la Facultatea de Film la UNATC. Am dat examen, am învățat toată vara aia, m-am dus în bibliotecă, nu făceam asta în facultate, m-am dus în bibliotecă la un ATC, am învățat, am nu știu ce, am dat examen, am reușit, eram aproape 3 pe loc, am intrat și după aia am început să învăț. Am luat toate sesiunile până acum, n-am picat niciuna, urmează să-mi dau dizertația, scriu filme de scurtmetraj și de lungmetraj. Asta păi ai aici doi actori. Da. Născuți, da, știu. Dar de ce nu trei? Nu, pe mine nu mă bagă niciodată în chestia asta. Vreau și eu să fiu actor. De Bogdan, da, nu, dar mine și la tine se refere. Da, eu am mai jucat, dar vreau să iau și pe ei, să-i lansez și pe ei acum. Dacă nu-ți filmări dimineață, vine și Șurbel. Da. Uite cine îl cunoaște, vine pe Șurbel. Ajunge și Șurbel. Ai profesor mai mici de vârstă decât tine? Dar de ce întrebă mama? Sunt curios cu ei. Ai colegi care sunt. Cred că tu ești profesor? Da, da, cred că... Se ridică profesorii și zic, bine ați venit, domn profesor? Nu, 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 cu profesorii sunt super profesori, avem profesori foarte buni, pe unii îi cunoșteam dinainte, în fine. Și îmi permit să vorbesc la pertu cu ei, că na, suntem de aceeași vârstă sau poate puțin mai mare eu. Interesant e că pe holuri și pe peste tot acolo, toți studenții mă salută. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Sunt și un student, bună ziua! Vă salutăm, da. Noi astăzi vorbim cu telespectatorii despre ceva. Te-am întrebat și pe tine cu ocazia asta. Dacă te-ai întoarce la o vârstă anume în viața asta, care ar fi acea vârstă și de ce? Oh, Jesus! Dar cu ce minte? Cu mintea de atunci sau cu mintea de acum? Cu mintea de acum, nu! Ai libertatea să o faci cum vrei tu. Deci dacă aș fi cu mintea de acum, cred că undeva la sfârșitul liceului și mi-aș zice, nu mai da la facultate, la ASE, nu fi prost, dă la ceva fără matematică. Știi? O să intri, o să intri. Nu mate, cum era, apă, nu mate. Da. Asta ar fi. Da, și probabil că atunci ar fi, dacă aș fi cu mintea asta. Și bineînțeles, dacă aș ține minte numerele la loto și alte chestii de astea. Da, asta ar fi super. Da, da, și niște investiții în anumite acțiuni, la anumite companii care o să crească. Și exact, așa mai dar asta ar putea să fie un subiect pentru următorul scenariu pe care dacă nu s-au făcut. Mulțumim frumos, Mișu Găinușă, și îți uram baftă la facultate. Mulțumesc foarte mult.